seara, stimați telespectatori, iată că suntem la sfârșitul acestui an, la sfârșitul acestui an, suntem la Direcția Generală de, ziceți dumneavoastră, domnul Ghețu, că mereu uit, Asistență Socială și Protecția Copilului, într-un an de zile, totuși aproape am reușit să învăț. După cum observați, în afară de domnul director general, domnul Toadel Ghețu, se află aici cu noi doamna Dana Nicolaș, director la DPH. Direcția pentru protecția persoanelor. Așa, și doamna Claudia Constantin, director la DPC. Ce înseamnă DPC? Pentru protecția și promovarea drepturilor copilului. Eu acum glumesc, stimați telespectatori, pentru că a trecut acest an, a fost un an încântător, un an plin de rezultate, un an nemaipomenit, un an în care am avut o groază de realizări, dar nu așa de multe cât o să avem în anul viitor. Bună seara, bine ați venit la noi! Domnule director, deși nu-i politicos, totuși încep cu dumneavoastră, ar fi trebuit cu doamnele să încep. Cum a fost acest an pentru dumneavoastră, domnule director? Nu, m-ați făcut să zâmbesc când ați făcut mica divagație privind așa încurcarea și a prescurtărilor și a denumirii exacte a direcției. Da. Noi nu putem crede și știm că nu e așa. Cel puțin în ceea ce vă privește. Oricum, perioada... De unde știți dumneavoastră? Că lucrurile au mai evoluat de timp. În perioada asta și în perioadele anterioare, noi am încercat și credem noi că am și reușit să impunem în conștiința colectivă faptul că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este o instituție care are preocupări serioase și benefice pentru beneficiari în domeniul asistenței sociale. E drept că a fost un an mai ciudat, așa dacă am face o privire retrospectivă per total în ceea ce privește asistența socială. Personalul apreciez că serviciile de bază, serviciile specializate cu care noi suntem împuterniciți, pe care suntem obligați să le prestăm, s-au realizat la parametri normali sau cât mai aproape de parametri normali, în condiții normale sau cât mai aproape de normal și dacă e să luăm în calcul și nu avem de ce să nu credem că ceea ce se spune este adevărat și anul care urmează va fi unul care în linii mari sau ar trebui să se deruleze cam în același traseu, adică dacă nu ascendent, măcar descendent. Măcar să nu fie în mod accentuat cum a spus dumneavoastră. Da. Oricum, dacă ar fi să facem un bilanț al anului 2009, nu putem spune că, în afară faptului că am reușit să acordăm serviciile, așa cum am spus, aproape de standarde și uneori peste ele, avem și unele realizări notabile, realizări care chiar în timp de criză nu pot să fie invocate de toți și nici la nivelul județului și nici la nivel național. Dar despre realizări cred că ar putea să spună și colegile mele, fiecare în domeniul de activitate, după care cred că mai putem să... Doamna Nicolaș, ce realizări ați avut dumneavoastră în acest an? Păi, având în vedere că anul care tocmai trece n-a fost chiar ușor pentru noi, dincolo de insuccesele pe care le-am avut, așa cum zicea și domnul Ghețu, am avut și realizări, pași mărunți, dar siguri, în reformă, pentru că de atâtea ori v-am spus că noi suntem în plin proces de reformă, dacă protecția copilului a finalizat acum câțiva în reformă, noi suntem în plin proces de reformă. Dacă de fiecare dată v-am vorbit despre centrele pe care le-am în subordine, astăzi aș prefera să vă vorbesc despre aparatul propriu al direcției pe care o conduc. Pentru că și aparatul propriu este foarte important, la fel de important ca și centrele și, de altfel, unul dintre serviciile din aparatul propriu al direcției pe care o conduc și coordonează aceste centre de protecție specială a persoanelor cu handicap. Principala realizare și una chiar
marcabilă a fost faptul că am reușit să punem în funcțiune acele centre mobile de evaluare a persoanelor cu handicap, care sunt cât mai aproape de domiciliul persoanei cu handicap. Este vorba despre 5 servicii mobile, la Vidra, la Mărășești, la Jud, la Dumbrăveni și la Panciu. Deci astea funcționează deja, că vorbeați despre ele, că erau în stadiu de proiect. Da. La jumătatea anului 2009, funcționează la parametri optimi. Oamenii care se adresează acestor servicii sunt extrem de mulțumiți pentru faptul că fac și economii financiare, nemai plătind mijloace de transport să ajungă până la Focșani. Și timpul alocat pentru persoanele cu handicap este mai mare. Chiar dacă specialiștii n-au fost chiar în numărul pe care noi l-am fi dorit, au făcut față cu brio la sarcinile pe se care le-au Se știe le-au de avut. Ce nu sunt specialiștii cu numărul pe care vi-l doriți? Mai sunt, apropo, mă scuzați, mai sunt blocate posturile? Posturile sunt în continuare blocate și pe lângă faptul că posturile sunt blocate, am avut și oareșce mișcări de personal în cursul acestui an. O mare parte dintre au plecat oamenii. Au plecat, bineînțeles. Că n-au bani, nu sunt plătiți. Și acum mi se pare, salarii da. Mai mari, fie după familii, după fiecare cu... Vă spun eu că după salarii mai mari au plecat. Ăsta e motivul așa principal. Dar colegii mei au reușit să suplinească cu eforturi considerabile și sarcinile celor care au plecat și celor care ar fi trebuit să fie suplimentari. Mi se pare corect, mă scuzați, doamnă, mi se pare corect că, mă rog, colegii mei au trebuit să suplinească? E posibil ca în 2010, de acum, să muncească un om să facă muncă triplă? Pentru bani și am înțeles că de două luni nu s-au plătit lefurile la oameni? Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să punctez încă o dată această realizare subliniată de doamna director Nicolaș, pentru că nu e una chiar așa de trecut cu vederea. Doamna tot nu a fost modestă. Deci, nu. Eu vreau să punctez faptul că prin crearea celor patru birouri mobile de evaluare a persoanei adult în vederea încadrării în gradul de handicap, acele cozi pe care presa, pe care oamenii, pe care noi, pe care toată lumea de bun simț le vedea la Direcția Generală de Asistență Socială, la Direcția pentru Persoane cu Handicap, adică 200-300 de oameni în fiecare zi. Unii veneau pentru evaluare, alții veneau să-și ridice documentele, alții veneau la a doua reevaluare. E, toate acestea au fost nu eliminate. Dar pentru că mult. Un număr de persoane, număr de persoane vin și la Focșani. Dar cred că cei care acum se adresează centrului Focșani sunt într-o proporție mai mică de, hai să spun, 30% poate. În rest, ceilalți se duc pentru prima evaluare acolo, în aceste centre. În plus, comunicăm prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire documentele de încadrare în grad de handicap și toate celelalte informări pe care legea ne obligă să le facem și prin aceasta am trecut într-o transparență de plină actul încadrării în grad de handicap, am limitat legătura directă între persoana care solicită încadrarea în grad de handicap și comisia pentru încadrare, eliminând, zicem noi, în bună măsură, suspiciunile și posibilitățile unor acțiuni pe care unii le percepeau ca fiind incorrecte. Sigur că toate acestea au necesitat eforturi materiale din partea noastră și economii din partea beneficiarilor. Imaginați-vă că dacă sunt la nivelul județului peste 20.000 de persoane cu handicap și dacă jumătate din ele trebuie să vină în fiecare an pentru reevaluare și dacă în fiecare lună sunt 30-40 de cazuri care vin cazuri noi, socotesc că eu acum nu fac repede, dar în mod sigur publicul ascultător poate să facă această socoteală, câte persoane nu mai plătesc biletul de autobuz de la Tulniș, de la Tănăsoaia, de la Vintileasca, de la Măicănești, unde sunt așa. Nu stresul, că sunt oameni bătrâni și stau, sigur că da. Însoțitorul, pentru că o persoană aflată în astfel de situație de obicei nu vine de unul singur, plus cheltuiala cu mașină și toate celelalte care au trecut în mod legal. În mod legal, în sarcina direcției și putea să facă și altă și mai înainte. Iar eu vă spun că astfel de servicii nu există și nu funcționează în multe
județe din România. Și cum v-ați, păi este, cum v-ați putut este să legal. Păi cum am putut să facem? Am avut sprijinul Consiliului Județean, am avut sprijinul primarilor din localitățile respective, ajut Panciu, Dumbrăveni și Vidra, care ne-au pus la dispoziție în mod gratuit spațiile, care le întrețin în mod gratuit, le încălzesc în mod gratuit și asigură beneficiarilor care se deplasează acolo condiții decente de prezentare și evaluare. Deci, plus efortul care îl facem cu comunicarea prin scrisoare recomandată, confirmare de primire, așa cum de altfel prevede legea, a tuturor documentelor. Este un efort financiar care se vede în bugetul direcției. Adică specialiștii îl găsesc repede la capitolul poștă și telecomunicații. Vedeți? Dar acest lucru ține de calitatea serviciului, ține de respectarea strictă a prevederilor legale în domeniu și dă nota unei activități decente, unei activități civilizate, pentru că noi așa ne dorim să prestăm servicii persoanelor cu handicap, pentru că despre ele este vorba, nu să transformăm persoane cu handicap, cum de altfel persoane avizate din toate mediile mai sunt tentate să o facă. Ai, un handicapat acolo. Ai, și eu așteaptă să... Domnul Ghețu, deci asta pentru handicapați, într-un fel, ați rezolvat această problemă. Problema salarizării celor care se ocupă de acești handicapați s-a rezolvat? Pentru că știu că au fost... Eu am spus întotdeauna că salariile pentru salariații, pentru personalul de ținut de asistență socială și protecția copilului sunt niște salarii, hai să reiau un cuvânt așa mai vechi, de mizerie. Ca să nu spunem mai rău. Așa. Sunt niște salarii mai puțin decât motivante și pe care noi am reușit să le plătim la termen până în luna octombrie. Așa. În luna octombrie s-a produs o sincopă. De ce? Pentru că în anii anteriori, am spus-o mereu și o spun și acum, primeam exact aceiași bani pentru salarizare. Deci până în luna august, în plin la aprobarea bugetului, în luna august, iulie se făcea o rectificare de buget, să dau ceva bani până pe luna octombrie, noiembrie, luna octombrie se făcea o rectificare de buget, să dau bani până noiembrie, decembrie și se acoperă cheltuielile cu salariile și n-am avut nici o dată întârzieri la plata salariului, lucru verificabil. În anul 2009, rectificările de buget s-au făcut într-un alt mod. Nu este căderea mea să o critic, dar pot să o spun. Banii au rămas la dispoziția guvernului. În rezerva la dispoziția guvernului, când s-a făcut rectificarea de buget. Iar guvernul i-a dat prin hotărâri de guvern. Acolo unde a crezut guvernul că este nevoie. Pentru direcția noastră, probabil nu s-a crezut la timpul respectiv că este nevoie. Și nu s-a dat bani. Foarte neplăcut. Vorbesc de banii... Da, trebuie să scuzați. Deci, a fost perioada de campanie deci vorbesc electorală. De banii de salarii. Da, domnul Ghețu, deci a fost vorbesc perioada de campanie salarii, electorală. Ca să fiu bineînțeles de toți care ascultă și iau act de ce spun eu acum. Și dacă banii de salarii n-au mai venit de la guvern, a trebuit să căutăm alte surse. Și am luat din cheltuială la materiale de la direcția, mai scuturat de colo de colo. Am luat din banii de drepturi sociale ale salariaților care ar fi trebuit să-i dăm și nu i-am dat. Am propus Consiliul Județean de acolo să fie trecut la bani, la cheltuială de personal. În plus, Consiliul Județean, când s-a aplicat legea 230, nu? Cea cu concediile fără plată. Și-au luat toate instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean concedii fără plată, prin asta s-a produs o economie, Consiliul Județean a luat-o și ne-a dat-o nouă. E, chestiunea asta a însemnat și ceva timp și ceva efort. Cum stați? N-am înțeles. Cum? Deci din banii de la concediile... Fără plată. A celorlalți? A celorlalți? Nu, la instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean. Adică bibliotecă, Centrul de Îndrumare a Creației Artistice, Școala Populară de Artă. Deci le-a luat de la ăia ca să vă dea dumneavoastră. Serviciul public de apă. Economiile. Deci nemai plătind salariu 8 zile în luni, noiembrie și decembrie, s-a produs în mod normal o economie care ar veni cam la un sfert de salariu pe lună, la toate alea de acolo. E cumplit. Lăsați-mă, nu mai spuneți că adunate de acolo, de col, de col, ne-a făcut și noi răzut niște bani și prin rectificarea de buget care a avut loc vineri, acum, ultim, vinerea trecută, ne-a dat o sumă de bani cu care putem achita integral drepturile salariale pe, două luni. Pe luna octombrie și astăzi deja banii au plecat în bănci. Așa. Deci mâine, după
amiază, potrivit uzanțelor bancare cu trezoreria, circuitul normal care se derulează. Deci mâine după amiază salariații pot să se ducă să-și ia banii. Lua din carduri salariul pe luna octombrie integral. Bun, octombrie, și-am noiembrie. Plătit, și-am plătit și ce 70%? Nu, am plătit și impozitul pe luna octombrie și toate celelalte obligații către stat cu salariile. Pentru luna noiembrie plătim, n-am stabilit încă procentul, oricum între 75% și 80% salariu, pentru că noi reținerile de la salariat trebuie să le virăm. Că dacă nu virăm reținerile de la salariat, acestea produc penalități și penalitățile se plătesc de către persoana fizică care girează locul unde ar trebui să se facă reținere. Nu-și voi imaginați că niciunul din salariații de la salarizare sau de la direcția economică și nici eu nu avem atâția bani ca să putem plăti acele penalități, care sunt 1% pe zi de întârziere la câteva miliarde cât a venit, pentru că noi avem un fond de salarizare de salarii de 17 miliarde pe lună. Și reținerile către stat sunt de 4-5 miliarde. 4-5 miliarde cu 1% la numărul de zile se adună. În sfârșit, poate lucrurile astea o să se rezolve în anul viitor. Mâine după amiază, se pot duce oamenii să... Mâine după amiază pot ridica salariile pe octombrie, iar miercuri după amiază pot ridica avansul pe luna noiembrie, care va fi ceva mai mic, între 75 și 80%. Urmă ca diferența să o ia în luna ianuarie. Acum, noi mai avem și o hotărâre de guvern promovată în care am solicitat bani pentru drepturile sociale ale salariaților care sunt legal de plătit, pentru primele de vacanță care sunt legal de plătit, pentru drepturile de hrană a copiilor de la asistenții maternali, pentru drepturile de cazament și îmbrăcăminte a copiilor de la asistenții maternali, pentru îmbrăcăminte și cazament și a celor din instituții unde n-au reușit să cumpără decât câte ceva ca să nu umple cu pantalonii rupți și cu ceașaful cârpă, până când vom avea posibilitatea să cumpărăm mai multe. Doamna Claudia Constantin, doamna director, dumneavoastră în sector, ce se întâmplă? Deși a fost un an destul de dificil, 2009, totuși s-a remarcat pentru direcția, pentru protecția și promovarea drepturilor copilului prin faptul că am reușit să îmbunătățim serviciile acordate copiilor cu dizabilități. Astfel, în parteneriat cu Fundația Sera România și cu susținerea Consiliului Județean Vrancea, s-a închis centrul rezidențial Copii cu Dizabilități Cotești și s-au construit două căsuțe de tip familial pentru 24 de copii cu dizabilități, ceea ce înseamnă că în județul Vrancea, acum, la nivelul acestei categorii de beneficiari, copii cu dizabilități, putem să spunem că oferim într-adevăr servicii de calitate acestora. Ce înțelegeți prin servicii de calitate, doamnă? Adică servicii la standarde moderne, în sensul că au toate facilitățile conform standardelor și tot ceea ce este necesar unui copil cu dizabilități. Pentru că un copil cu dizabilități are nevoie de cu totul alte facilități decât un copil. Deci, dumneavoastră, considerați că acest an a fost totuși un an destul de bun pentru... Destul de bun, da. Foarte bun n-a fost. Asta o știm cu toții. Și dacă mai adăugăm faptul că am promovat un proiect pentru construcția unui bloc de garsoniere pentru copiii, pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, au locuri de muncă, dar n-au locuință. Și că acest proiect a fost însușit prin hotărâre de către Consiliul Județean care s-a angajat să plătească cofinanțarea atunci când el va fi aprobat. Că în prezent avem studiile de fezabilitate făcute și proiectul este înaintat la unitatea de implementare, adică la Ministerul Muncii. Că chiar mâine suntem invitați la Ministerul Lucrărilor Publice, la Comisia Interministerială pentru analiza proiectelor și sperăm, speranța mare ultima, să fim acceptați
la finanțare și probabil în prima parte a lunii anului 2010 să semnăm contractul de finanțare, asta ar încheia un tablou care, așa cum am zis, nu înseamnă neapărat un regres. Păi, putea fi făcut mai mult. Atâta s-a putut. Atâta s-a putut. Păi cam asta este. Noi am venit mai mult să vă urăm de aici încolo un an sau mai mulți ani foarte buni în acest, nu? În acest sector, care este un sector sensibil pentru orice societate care, dacă este evoluată, privește cu foarte multă seriozitate acest sector. Asta este viața. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o remarcă. Vă rog, doamna director. Dincolo de toate insuccesele noastre pe care e normal să ne le asumăm ca și lideri ai acestei instituții, vreau să vă spun că toate realizările noastre sunt împreună cu toți colegii noștri care au dat dovadă pe parcursul acestui an de maximum de responsabilitate, de înțelegere, colegi care nu s-au plâns niciodată că nu au bani cu ce să mai vină la serviciu, deși noi știam că așa se întâmplă, colegi care au acceptat tacit să-și primească salariile atunci când s-o putea, care au acceptat cu maximum de responsabilitate să plece câte 10 zile în concediu fără plată, deși fiecare dintre ei aveau copii acasă, aveau probleme acasă, soți bolnavi, părinți de îngrijit, etc., etc. În această direcție, oamenii sunt de foarte mare calitate și nu trebuie să uităm niciodată acest lucru și nu trebuie să uităm să le mulțumim. Să le mulțumim, în primul rând, pentru felul în care au ținut aproape de noi și să-i asigurăm de întreaga noastră considerație, să le urăm sărbători fericite, sărbători cu un pic de liniște și de căldură în casele lor și în familiile lor. Și să sperăm că și la anul vom fi aceeași echipă puternică și că, indiferent de ceea ce ne rezervă viitorul, noi vom duce această direcție mai departe, pentru că asta este menirea noastră. Sincer, îmi doresc ca această înțelegere a salariaților noștri să fie luată ca un act de maturitate, ca un act de înțelegere și nu ca un act de nevoie, ca un act de lipsă de variantă. Așa e. Ei au înțeles, încă mai înțeleg, dar... Dar până când? Nu știu, eu n-am spus treaba, dar spuneți dumneavoastră. O spun eu. Urările dumneavoastră de bine pentru anul 2010 sunt niște urări pe care noi le credem și le apreciem ca fiind sincere. Ele, prin momentul în care sunt făcute, sunt în mod sigur adresate tuturor salariaților direcției și, în principal, celor din conducere, probabil mai puțin eu. Eu sper că, într-adevăr, direcția în 2010 va avea, așa cum îmi doresc și își doresc toți, o evoluție care să ne îndreptățească la sfârșitul anului 2010, cei care vor avea de făcut bilanțul atunci, să îi îndreptățească să spună că în 2010 nu s-au făcut regrese. Nici măcar semnificative. Să dea Dumnezeu să fie foarte bine. Dumneavoastră, ce le spuneți telespectatorilor, celor care ne privesc acum și nu știu ce să creadă până la urmă, știți? După cum spuneați, într-adevăr, protecția socială este este o zonă sensibilă, care ar trebui privită cu mare seriozitate de către toată lumea. Și eu vreau să mulțumesc colegilor și vreau să mulțumesc atât pentru bunăvoința de care au dat dovadă, pentru, într-adevăr, maturitate și înțelegere. Și le urez și eu, tuturor și telespectatorilor și colegilor, un an bun să aibă, un Crăciun luminos și să dea Domnul să formăm o echipă frumoasă și la anul. Să vă aștepte Dumnezeu să vi se îndeplinească toate visele și poate cineva acolo sus să mai gândește și la oameni, la oameni la în general. La mulți ani dumneavoastră și telespectatori. Asta înseamnă că hai să schimbăm subiectul. Deci la mulți ani, stimați telespectatori, la revedere și să dea Dumnezeu să fie bine. We'll be right back.